În fiecare an, în data de 25 martie, polițiștii giurgiuveni își urează la mulți ani cu ocazia Zilei Poliției Române. La Giurgiu, sărbătoarea a început cu o zi mai devreme, când la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a fost organizată Ziua Porților Deschise. A fost un bun prilej pentru ca giurgiuvenii să intre în lumea oamenilor legii. În zi de sărbătoare, conducerea inspectoratului a transmis urări de sănătate tuturor polițiștilor, dar și mulțumiri pentru activitatea depusă. La acest aniversar, sub semnul vestirii Maicii Domnului, doresc să transmit tuturor polițiștilor, personalului contractual din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu, cele mai frumoase gânduri de urări și sănătate, iar familiilor acestora mulțumiri pentru că sunt alături de ei în momentele dificile, cât și de bucurie și sărbătoare. Zeci de ofițeri, agenți de poliție, șefi de servicii și subunități, dar și reprezentanții ai administrației locale și județene s-au reunit într-o ședință festivă. Ceremonia a început cu o slujbă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Șeful inspectoratului, comisar șef de poliție Vasile Tache, a citit mesajele adresate polițiștilor de către vicepremierul pentru securitate națională, ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, și chestorul general de poliție, Petre Tobă, inspector general al Poliției Române, dar și mesajul președintelui României, Klaus Iohannis. Totodată, 5 ofițeri și 31 de agenți de poliție au fost avansați în gradul următor la termen, iar 4 ofițeri și 4 agenți de poliție au fost avansați înaintea împlinirii stadiului minim. În gradul de agent șef principal de poliție, domnul agent șef Manole Florin. În gradul profesional de agent șef adjunct de poliție, domnul agent principal Coadă Răducu Gabriel. În gradul profesional de agent principal de poliție, domnul agent Cristea Ionuț Sorin. Conducerea Poliției Giurgiu a acordat diplome de excelență pentru buna colaborare reprezentanților mai multor instituții din municipiu. De asemenea, șeful Inspectoratului Județean a asigurat giurgiuvenii că poliția își va respecta obligațiile pe care le are față de aceștia și că va rămâne aceeași instituție de încredere.